Sunt Daniel Vighi, profesor de literatură contemporană la Universitatea de Vest, scriitor, activist politic, am fost tot timpul și nu mă dezic de treaba asta, și social, unul din membrii fondatori ai Societății Timișoara și a cândva celebrei proclamații. Sunt și unul din coautorii acelei ședințe istorice care am stabilit tot felul de principii pe care să le trecem în acel document care a zguduit într-un fel temeliile politice și a contribuit la construcția democrației în România, zic eu, 90 martie, când am lansat-o atunci. Noi, să știți că îmi amintesc acum, am mai și spus-o de altfel, după ce am lansat-o, în 23 martie 1990, am fost la o săptămână vizitați de niște domni, nu știam cine sunt, în Timișoara, din București. Pe unul dintre ei știam, era un fost mare conducător al Revoluției din Timișoara, care, Claudiu Iordache, dramaturg, scriitor, în sfârșit om de litere, dar și revoluționar. Era președintele Frontului Salvării Naționale pe țară în vremea de atunci, cu încă două persoane. Și am avut o discuție despre proclamație și în care am primit invitația la, nu era la Cotroceni, la, pe dealul Mitropoliei, la președintele provizoriu de atunci, Ion Iliescu. Prima dată au vrut să vină în Timișoara, și vrea să fim noi intermediari acestei vizite istorice în Timișoara. Bineînțeles, considerente erau electorale și de împăcare istorică cu orașul Revoluției, care îl nega foarte tare din cauza teroriștilor și a problemelor cu enigmele nerezolvate și pe care ne dureau foarte tare atunci. Și în sfârșit n-am ajuns la nicio înțelegere, am fost invitați la București, am acceptat. Ne-am întâlnit cu Ion Iliescu exact în perioada în care la Târgu Mureș era o progromul ăla îngrozitor cu luptele acelea, conflictul ăla româno-maghiar extrem, extrem de păgubos pentru imaginea țării. Chiar în acele momente se derula discuția, a durat foarte mult. Președintele provizoriu, cum îi ziceam, era extrem de interesat să ne atragă, pentru că simțea și-a dat seama de importanța proclamației. M-am dat seama în discuția cu dumnealui atunci că se pricepe la politică față de majoritatea celorlalți, poate că în afară lui Corneliu Coposu, care nu știa mai nimic de politica democratică sau de ce înseamnă actul politic. Ne-a spus că documentul este extrem de interesant și la plecare, unul dintre consilierii dumnealui, care fusese în Timișoara, și care se numea Virgil Măguleanu, viitorul director al serviciului secret, fosta securitate, ne-a spus să aplicăm punctul 8, că ei sunt de acord să-l negociem. Și interesant că i-au văzut, noi n-am văzut atât de bine importanța de detonator a punctului 8, l-a scos în evidență piața universității. Dar la Palatul Cotroceni, cum se zice, era știut asta și au spus că sunt de acord cu toate punctele și punctul 8 să-l negociem, să fie, să-l socotim, să-l invalidăm pentru domnul Ion Iliescu și restul lumii să intre. N-am acceptat asta și bine am făcut, pentru că ne-ar fi tras în piept, fără îndoială, ne-ar fi mințit probabil. Așa că am amintiri și multe asemenea extrem de interesante cu, și cu serviciile astea secrete, reformate sau, în sfârșit, nereformate, cum erau atunci. Eu cred că procesul nu s-a terminat nici astăzi și că au ce reforma și cred că au multe din hibele vechi. Cred că se mai face poliție politică puternică încă la noi. Da, eu am amintesc 1984, întrucât este un an simbolic. Este simbolic cultural, simbolic ideologic, simbolic legat de cartea lui Orwell. Ce am amintiri culturale și omenești și politice din 1984. Făceam parte atunci dintr-o gașcă underground de tineri doritori de cât mai multă libertate. Și eram într-un fel liberi în interiorul acestei comunități underground, culturale, literare. Făcea parte din comunitatea asta și acțiunsgrupe Banat, celebra mișcare scriitorilor germani din Timișoara cu Richard Wagner, Hertha Müller, laureata Premiului Nobel, Helmut Frauendorfer, William Totok, dizident cunoscut
încă din vremea de atunci, erau partea cea mai radicală acestui underground. Și era partea asta altă românească, puțin mai temătoare așa, dar în relații bune am fost cu ei, să știți. Ion Monoran, care a declanșat revoluția prin oprirea tramvaiului, în omul meu era prieten cu Toto. Eram și eu și Viorel Marineasa prietene cu Richard Wagner și cu Hertha Müller, să știți că era un act de curaj să fii prieten cu ei, pentru că securitatea era tot timpul jurul lor. Și căuta să întrețin o stare de non-comunicare prin spaimă cu ei. Asta era o tehnică a lor, o tehnică de întreținere a spaimei și de izolare a celor care deveneau subiecte ale dizidenței și ale anchetei, în așa fel încât să îi izoleze social. Dar mă mândresc cu lucrul ăsta, că totuși am avut și o tabără la Gărâna cu generația 80, la care a participat și Mircea Cărtărescu și Matei Vișniec, dramaturgul din Franța și scriitor de primă mână ai generației noastre de atunci, din anii 80, la care a participat și Hertha Müller și Richard Wagner și Helmut Frauendorfer. Așa că anul 1984 este un an în care am sărbătorit cu bere și vinuri proaste, dar bucuria era cu atât mai mare, ale erau vinurile. Cartea lui Orwell, pe care o aveam în variantă franțuzească și în care am citit din ea, și la o întâlnire într-o casă specială, am făcut și în urmă cu câțiva ani un film despre subteranele culturale ale Timișoarei cu această casă, o casă mare, așa, Palatul Victoriei, zice, lângă operă, lângă teatru, unde locuia o familie absolut superbă de bătrâni, așa. Domnul Popescu Vedea, dintr-un fel de familie de-astea de aristocrat, de până undeva, din regat era domnul ăsta, profesor de sport, fost și în vremea Olimpiadei de la Hitler, își amintea în 1936 și l-am pus pe bătrân să povestească. El fusese și profesorul de sport al lui Livius Ciocărlie, marele scriitor și profesorul nostru de la universitate și un băutor temeinic la vârstele lui înaintate, degusta vinul nostru de regiune cu plăcere. Era că domnul Popescu Vedea, profesorul ăsta de sport, era căsătorit și avea și o cumnată cu o doamnă, a cărei și o soră, care locuiau acolo, dintr-o mare familie de ardeleni. Familia Pop de Băsești, celebre, un memorandiș din perioada secolului al XIX-lea, greco-catolici. Noi nu știam despre greco-catolicism mai nimic în vremea de atunci, nici nu ne prea interesa în mod special. Dar la bătrână, în interioarele alea superbe, așa cu mobilă veche, cu scrinuri aurite, așa, și cu bibelouri Jugendstil, în alea veche, în vremea Austro-Ungariei, așa, așa, era o lume în care ne adunam acolo, pentru că era o lume altfel, o lume marginală, într-un fel, dar și august, așa. Adică erau bătrâni din altă lume. Și doamna Tanti Bibi, cum îi ziceam noi, Maria Ember de Băsești, se numea Tanti Bibi, avea aceste apucături într-un fel aristocratice, așa, pentru artiști. Eram și pictori acolo, tineri, veneau vreo doi și trei, patru boemi din ăștia scriitori. Tineri eram cu toții. Fiica profesorului Vedea era o foarte frumoasă actriță, care din păcate a murit la 30 ceva de ani, un cancer nemilos, o actriță la Teatrul German din Timișoara. Și în memoria ei ne primeau acolo, așa că era o lume absolut specială. Și am făcut o seară Orwell. Îmi aduc aminte că a mai participat un personaj ciudat al dizidenței timișorene între noi, un preot. Preotul se numea Liviu Negoiță, fusese la Europa Liberă, citat acolo de mai multe ori că ar fi protestat împotriva dărâmării bisericilor și a regimului ateu, care, mă rog, era agresiv în raport cu libertățile de credință în vremea de atunci. Și Liviu a fost dat afară din
preoție și trăia așa dintr-o... În sfârșit, nu știu din ce Dumnezeu putea să supraviețuiască acest om, cu un alt, tot preot, și ăla ținut afară, care dădea lecții de greacă veche cui vroia. Greacă veche, celor care erau interesați. Și pentru asta au avut probleme și anchete la securitate, că nu avea voie nici măcar lucrul ăsta să-l faci. În sfârșit, eram o lume extrem de suspectă, din punctul de vedere al autorităților, serviciilor politice. Am și găsit, de altfel, dosar la CNSAS cu această seară, cu această întâlnire a familiei, la familia Pop de Dumnezeu și cu discuțiile pe care le-am avut acolo despre Orwell. Și a mai fost un personaj acolo absolut ciudat și el, care era, fusese dat de la muzeu, unde era specialist în restaurare de carte veche, după niște metode japoneze și studiat lucrurile astea și se credea că au binevoie să-l dea afară din... pentru că era un om tot așa extrem de liber din punct de vedere al ideilor. Așa. Nicu Stoia. Nicolae Stoia se numea băiatul ăsta și era și el prezent acolo, apare și în dosarul. Am revăzut după ani de zile. A fost emoționant întâlnirea din perspectiva unuia care o declara la securitate ce am făcut noi cu vinurile noastre de regiune și cu evocările acestui frumos roman, chiar cu titlul ăsta, 1984. Și așa că mă aduc aminte bine de acea seară din anul ăla. Era un an în care începea tot mai intens să se intre într-o criză care a dus la prăbușirea regimului comunist. Deja de vreo 2-3 ani începuseră raționalizările la benzină, începuse penuria de alimente care ne arunca într-o stare de imoralitate, care pe noi nu ne deranja în mod special, ne deranja tineri fiind și boemi, așa că nu puteam lua de exemplu când aveam chef dimineața câte o sticlă de ceva ce aveam noi nevoie și dacă aveam chef de lucruri de felul ăsta, faptul că se închideau barurile atâtea cât erau la ora 10 seara, că în sfârșit lucruri de felul ăsta. În rest, din punct de vedere cultural, puteam trăi relativ bine în cercul ăsta închis. Egoist, zic astăzi, din perspectiva timpului. Asta a fost un egoist pe care intelectualii tineri și de la rockeri, că nu, eu nu socot asta așa, până la toți cei care, într-un fel sau altul, aveau nevoie de libertate, că n-am comunicat, că n-am împărtășit și altora, că ne-am închis într-un fel de bisericuțe, care a fost o formă de a colabora printr-un fel de lașitate națională cu regimul față. Dacă ne raportăm din perspectiva istoriei, zic, la unguri, la polonezi, nu mai spun, la cehi cu Carta 77, nu știu astăzi de ce ne-a fost atât de frică atunci. Explicații teoretice, logice aveam la casa universitarilor când ne mai pileam pe acolo cu bere, eram primiți, erau universitarii primiți, dar intram și noi pe acolo, aveam profesori pe care țineau la noi și în sfârșit noi le mai dădeam și cărți la care dumneavoastră nu ajungeau, noi mai primeam prin relațiile, ca și discuri. Se primeau discuri din astea de muzică foarte bună, de muzică rock, pop, chiar și clasică, de ult, se făcea un trafic, de se făcea și trafic de cărți. Și atunci puteam intra la casa universitară, unde era avantajul prețurilor extrem de scăzute la halbele de bere în care puteam trăi acolo. Erau mulți profesori de socialiști științifici pe care discutam tot felul, le spuneam verde în față ce aveam, ce gândeam. Și una dintre temele discuțiilor, amintesc, ale anului 84, și la întâlnirea din acea seară frumoasă cu evocarea cu vina a romanului, a fost legată de cum anume se generează frica din punctul de vedere al tehnicilor pe care ni le imaginam noi că le practică securitatea. Nu știu în ce măsură, asta ar trebui vorbit cu niște specialiști care au aprofundat și manualele lor de muncă, de întreținere a spaimei. Eu mă amintesc că la Europa Liberă, la emisiunile lui Virgilie Runca, la una din ele, a vorbit despre revoluția
garoafelor din Portugalia, în care a căzut dictatura din Portugalia în anii 70. Și cât de uimiți au fost oamenii după căderea dictaturii, că erau atât de puțini ofițeri de securitate, de poliția politică din Portugalia, față de enorma spaimă în care a trăit poporul portughez în timpul dictaturii, ca în orice dictatură. Dictatura se construiește pe spaimă. Spaima dictatorului față de cei supuși și invers, a supușilor față de dictator. Este un fel de competiție a stârnirii spaimei. Și mă amintesc că și la casa universitară, la berile alea ieftine și prelungi și în atmosfera aia de semilibertate pe care ne-o provocam acolo, una dintre idei era și faptul că se făceau anumite arestări, s-au și făcut, Nicu Stoi a fost arestat, a fost arestat Cătălin Isman, un alt scriitor, dar care era mai puțin lansat, mai puțin știut în presa centrală culturală, nu cum eram eu sau Mircea Mihăieș sau Adriana Bambeț, care era mai în față, eram premii naționale, am avut de literatură, eram mai feriți într-un fel. Dar tehnic, așa cum am identificat-o noi în discuțiile noastre din anul 84 și următorii ani, era următoarea: arestarea, preț de 2-3 zile a unor inși mai de la marginea, ca să nu stârnească un ecou foarte mare, că nu-și dorea regimul totuși. Că de asta zic că am fost fraier, că n-am fost mai fermi. Și asta, nu-mi iert asta. Și are dreptate Hertha Müller și Wagner când ne reproșează că n-am fost destul de... Sigur că ne căutăm alibiuri, sigur că erau nemți și fiind nemți, ar fi, le era mai ușor să fie apărați din Occident, cum ziceam atunci. Dar totuși am fi putut, poate că, să facem mai mult. Mult mai mult decât făceam. Și la București, la Casa Universitară, eram tineri, mergeam cu Virgil Mazilescu, marele poet dizident, extraordinar, era foarte curajos, dar curajos așa mai... totuși pe lucruri, că îi spunea uneia pe care știa că securistul e un nenorocit, ajungeau până la nivelul de a zice chiar și în ședințele de partid, dar organizate totuși de partid ale CC-ului, scriitorii în față lui Ceaușescu că trebuie mai multă libertate și el își nota în carnețel. No? Ori asta era tehnica, erau arestați câțiva mai de la margine, așa puțin, ca ei să povestească celorlalți și să răspândească spaima ca o piatră pe care o arunci cu undele alea de valuri care să răspândesc peste tot, s-a aflat imediat. Îi țineau 2-3 zile, așa s-a întâmplat și cu Nicu Stoia, s-a întâmplat cu Cătălin Isman, cu un poet absolut superb, care era un autodidact, unul Gheorghe Pruncuț, îi ziceam umbră veche. După moartea lui a murit Straniu după Revoluție. Am editat două volumașe de poeme. Era un poet din ăsta care își avea poemele în cap așa și le recita. Și avea succes inclusiv la căruțașii din Kunstele, din cartierile astea marginale în care toamna și-o petrecea în bodegi din astea. Absolut superb era. Un ins extrem, extrem de liber și extrem de neconvențional. Era știut sub denumirea asta de umbră veche. Și Ghiță Pruncuț, prietenul ăsta al nostru, ciudat, a fost și el arestat și ne-a povestit un tip de analiză literară pe care i-au făcut ofițerii acolo cu niște poeme scrise pe niște foi dictando, el avea poemele cu creionul chimic, așa, Ghiță le citea până birturile astea ale orașului. Și avea un vers, spre exemplu, frumos, așa două versuri. Nu voi minți nici când că-i primăvară, un soare fals dă ordin să trăim. Și ăștia le întrebau, bă, nenorocitule, ce ne mă soarele ăsta fals? Mi-au întrebări de astea. Cum îți dă ăsta ție ordin să trăiești? Inclusiv cu palmele de rigoare, bietul Ghiță, după aia ne-a povestit. Știți, ei au ieșit după 2-3 zile și au povestit la toată lumea. Nu știau poate direct pe Mihăieș, la redacțiunea scriitorilor, dar știau pe ceilalți și ei mizau pe această discuție. Și erau tehnici de felul ăsta. Anul 1984 a fost acest an al arestărilor ulterioare de la întâlnirile de la Tanti Bibi Pop de Băsești.
amintiri într-un fel, cum să zic eu, care au o valoare de pildă pedagogică, pentru că toate lucrurile astea trebuie să le înțelegem, că libertatea s-a banalizat. Acesta este cel mai mare pericol la adresa libertății. Când devine un lucru fără importanță. Astăzi este un lucru fără importanță să scrii pe un zid jos Băsescu sau jos Ponta. Sau... Este într-un firesc al existenței. În vremea de atunci nu se putea face așa ceva și toată miza de a trăi în libertate devenea acaparatoare, mai ales pentru tineri. Pentru că tânărul are nevoie să trăiască nu într-o societate plictisitoare. Ce înseamnă fără libertăți democratice? Ce înseamnă libertăți democratice? Înseamnă lucruri fără extrem de simple. Să poți asculta muzica pe care o vrei, să poți să mergi la discotecă dacă ai chef de lucrurile astea. Nu erau. Să închiseseră toate astea. Sau în discoteci, mă amintesc, tot în anii de atunci începuse să se dea obligatoriu muzică românească și nu Phoenix-ul care plecase din țară, nici măcar Mondial, sau, ci o muzică din asta extrem de bătrânicioasă care umilea tinerii, care aveau niște aspirații de alte factură. Nu erau poate neapărat politice, dar aveau un substrat politic, pentru că totul este până la urmă într-o existență culturală cu o dimensiune politică. Adică până și tricourile când eram mai mici pe care le purtam, dacă erau tricouri din vest, erau politice. De-aia le și purtam, ne plăceau. Până și aveam acasă, mă amintesc, pe dulap țineam pachete goale de Marlboro, și, nu? Era o formă de... Sau coperte cover-uri din astea de la discuri, de la LP-uri, nu? Cu mari, cu Janis Joplin sau Creedence și alte lucruri pe care le primeau pe aici, pe Timișoara, sau a purta blugi originali. Era o formă de ieșire din comunism. O, toate lucrurile astea par astăzi de un... fără nicio anvergură, banale, dar atunci aveau, de fapt, miza lor extraordinar de politică. Chiar dacă nu îi ziceam anticomunism, erau blugi, erau anticomuniști. Noi multă vreme am socotit, poate încă din vremea comunismului și după aceea, bătrân a trăit până spre 90 de ani, și-a prins Revoluția și a mai trăit o vreme bună după Revoluție, vreo 7-8 ani după Revoluția. Sigur că după Revoluție n-am mai mers acolo, era o altă lume, cu totul altceva și în sfârșit era deja un episod al trecutului, dar eram aproape convinși că ea era. Vezi ce parșivenie de societate am trăit. Și cât de porcește sunt ideea asta, se pare că e inevitabil a ofițerilor, acoperița turnătorilor, care introduce prin secretizarea asta necesară, nu știu de ce, mama dracului, introduce în societate un grad de existență murdară etic, moral. Am socotit, de ce am socotit așa? Era de o generozitate extraordinară, discuțiile erau incendiare acolo. Niciodată bătrâna nu ne-a spus mai încet sau voi vorbiți prea de tot astea. Era extraordinar de, cum să vă zic eu, aproape impasibilă la toate alea. Ea s-a ocupat de ale ei și de fiecare dată când venea vorba, și aducea vorba de nepoatei, de frumoasa actriță care a murit. Îi plăceau momentele de poezie, dar avea momente de politică extrem de vehemente. Și citeam literatura acolo, ce scriam, era un fel de cenaclu așa. Și am zis că, nu numai eu am zis, mai mulți am zis. Mă, zic asta, probabil că suntem aici toți, să se afle toți. Și lasă să se afle în fond, și așa, în sfârșit. Ce e surpriza pe care am avut-o? Și mai era ceva. Era o bună cunoscătoare de limbă germană, de limbă maghiară, ca toate familiile astea de aristocrați din Ardealul,
perioadelor austro-ungurești, ce știau bătrâna. Și am încercat să o provoc de câteva ori în discuții despre regimul trecut. Și dumneai avea dreptul, și asta am aflat, de la securitate să traducă pentru nemții care plecau în Germania, să le traducă actele sau să le facă acte, pentru că era avocată la pensie bătrână, era de profesie avocată. Așa că eram aproape convins, era atât de cum să care, atât de superbă, încât am spus, și dacă o fi, bătrâna este minunată, așa că poate să ne spună acolo tot ce vrea. Am încercat să o aduc în discuții de felul ăsta, nu le evita, și știu că mi-a povestit un lucru atât de tulburător. Mi-a spus așa, Daniel, dragă, la un moment dat, așa cu vocea ei superbă, așa cu accent așa interbelic, cumva straniu. Zice, știi, mă amintesc în anii 50 cât am dus-o de greu. Ne-au luat și casa și tot și trăiam. Aveam un căruț mic așa cu care duci butelia, erau cărucioare cu care își căra lumea buteliile de aragaz. Și aveam căruciorul ăla și duceam la piață un cântar pe care îl închiriam țăranilor să avem ce mâncam. Deci aia mi s-a părut o poveste extraordinară, spus așa printre altele, deci cu vocea ei și după aia trecând la altele așa într-un fel de firesc al vieții. Ei, am verificat primul lucru. Să văd dacă este sau nu informator. N-a fost. Dimpotrivă, a fost extrem de urmărită, atentă către niște vecini acolo care au informatori, veneau ei în casă. Nici bătrânul Popescu vedea ăla cu Hitler care ne povestea cu Olimpiada. N-au fost. N-au fost. Dimpotrivă, au fost urmăriți. Și culmea, încă o dată spun, avea aprobarea de la securitate, de la serviciu pașapoarte. Acum, nu știu, noi nu prea diferențiem între pașapoarte și securitate. În vremea de atunci cam erau destul de legate una de alta să facă acte ăstora. Ba mai mult decât atât, am găsit în dosare niște emigranți germani care declară despre ea cum că i-ar fi învățat să scrie în cererile lor să facă apel la Constituție și la libertatea de călătorie care o oferea Constituția Ceaușistă. Deci o femeie de toată isprava. Mă simt extrem de vinovată astăzi, într-un fel că am bănuit-o. Dar asta este o boală pe care ți-o aduce orice serviciu secret, fie el în dictatură, fie el chiar și în lumea democratică, atunci când serviciile secrete intră unde nu le fierbe oală, și anume în lumea civilă. În lumea civilă, în zona asta, mai ales scriitori, jurnaliști, în sfârșit lume de felul ăsta, fără motivație clară. Adică dacă n-ai niciun motiv, ce făceam noi până la urmă? Ce făceam acolo? Că citeam poezii și că discutam lucruri care astăzi par atât de la îndemână oricui, nu? Ori asta a fost una dintre bolile morale ale societății totalitare. Ne bănuiam unii pe alții. Și asta era și jocul pe care îl vroia securitatea. Să n-ai încredere. Pentru că solidaritatea se construiește când depășești bănuiala. Și atunci singura posibilitate pe care o aveam era să nu bănuiești pe nimeni. Asta era un fel de tratament posibil. Să spui așa, chiar dacă îl bănuiesc, îmi reprim această bănuială și mă comport ca și când nu ar fi. Dovadă că așa a fost cazul doamnei Pop de Băsești, care n-a fost informatoare, cum credeam noi, mulți dintre noi. Cred că majoritatea, până la urmă, dar ne plăcea de femeie care a fost o femeie extraordinară. Ceea ce mă simt acum la un sfert de veac de la lumea de atunci este un ciudat sentiment al lipsei de judecată axiologică, valorică. Nu se mai percepe filmul de calitate de filmul prost.
show de calitate de show prost. Informația validă de informație, scriitorul bun, actorul bun, toată această pervertire care s-a realizat prin două căi. O deculturalizare prin implicarea directă, masivă și extrem de largă a școlii. Școala noastră după 1990 este un factor de deculturalizare, nu de culturalizare. Este un factor de continuare a ceaușismului sub formele unei lipse de încurajare a personalității libere a tânărului. Fie elev, fie student, este ținut să asculte discursuri. Este pedepsit dacă întreabă profesorul lucruri care îl pun în dificultate sau dacă anumite lucruri se par micului ceaușist de la catedră că nu îi sunt pe plac. Se continuă aceeași proces educativ greoi, dificil, cu multă chinuială, cu indigestii școlare, cu... Asta este îngrozitor, știi? Și asta am simțit-o de 90, deci am ratat această reformă și a se vede astăzi într-un fel de confuzie valorică și un lipsă de apetit pentru zonă culturală sănătoasă. Aici cultură, nu mă refer la cultura literară cum era în 90, în care literatura era alfa și omega, fals, la tot. De la modul în care te îmbraci până la modul în care te raportezi la un gazon, la o arbore din oraș pe care primarii îl taie și tu socoți că e bine așa, să punem beton în locul ierbii. Totul ține de un anumit tip de grad de culturalitate pe care îl ratăm. Asta e senzația pe care o am. Și mai este ceva extrem de important care îmi întărește niște temeri, și anume și binele și răul în care trăim are fundamente culturale. Războaiele din primul și al doilea, dar mai ales al doilea război mondial, au avut fundamente culturale. Sau național comunismul stalinist sau fascismul celălalt cu rasismele lui. Lagărele au avut fundamente culturale, adică s-au motivat cultural. Cultura poate fi folosită și pentru binele și pentru răul omului, din păcate. Când este aservită, devine un instrument al răului. Dar mai este ceva. Cultura, dacă începe să devină tot mai superficială, duce la o degradare a valorizării celui mai important lucru pe care îl avem în viață, și anume statutul de ființă liberă. Ni se pare că nu are nicio relevanță să trăim într-o societate democratică sau într-o societate totalitară. Și că, până la urmă, lucrurile astea sunt egale din punctul de vedere al ființei omenești, că putem trăi undeva dincolo de provocările astea. Eu zic că, la ora actuală, spațiul public românesc a ajuns, datorită utilizării lui pentru jaf, hoții și abuzuri împotriva societății, irespirabil, la fel cum este irespirabil WC-ul ăla din plastic din vara, din parcuri, în care nu poți intra acolo. Și a devenit o hazna publică, ceva extrem de neatrăgător. Ori starea asta de monopol al irespirabilului este un pericol. Și atunci tinerii mai ales spun, nu mă mai interesează. Este firesc să se ferească de mirosurile și de miasmele astea, numai că a zice că ești apolitic este o iluzie. Pentru că mirosurile îți intră în haine, îți vin după tine, îți intră în casă. Nu poți ieși din paradigma asta. Și mai devreme sau mai târziu se produce inevitabilul, să cenzurează internetul, să închid televiziunile, să zugrumă presa și începe treptat să devină societatea controlată. Lucrul de felul ăsta mă îngrijorează, această degradare, această pierdere a credinței în valorile democratice.
Mi-am dorit atât de mult democrația și o simt acum în pericol. Nu la noi. În toată Europa e așa. Toată Europa simt un val de egoisme naționaliste, de stări din astea de lipsă de generozitate față de semeni, care nu sunt pe măsura construcției ulterioare a unei lumi care să rămână liberă de putinism, spre exemplu. Putin este extrem de prezent prin aceste nostalgii naționaliste din Ungaria până în Catalunia și din Scoția, fostului lider înfrânt care spunea că îl admiră pe Putin, până la David Cameron, liderul Angliei, care și-a găsit acum salvarea în Uniunea Europeană, pe care ar fi vrut-o ca Marea Britanie să iese din Uniunea Europeană. Ce ar fi făcut dacă era afară din Uniunea Europeană și Scoția nu s-ar fi temut că rămânea și ea în afara Uniunii Europene acum la referendum? În sfârșit, Europa este în pericol să-și piardă reperele democratice, nu numai România. Și astea sunt niște îngrijorări. Sunt îngrijorări de natură, par poate îndepărtate de viața de zi cu zi. Fals, nu sunt îndepărtate. Toată dimensiunea asta principial, filozofică și culturală ține de viața noastră de zi cu zi. Ține până la urmă de blugii aia pe care la un moment dat s-ar putea să nu-i mai avem sau să simțim dureros absența lor ca alegere liberă între blugii de producție din Dorohoi, cum erau noștri, cei de altundeva, de aiurea. Lucrurile de la principiu ajung până la starea asta. Ori aici cred că este principala provocare și nu știu cum trebuie făcută. Trebuie multă inteligență, trebuie arta cât mai mult lăsată liberă, dacă o pot lăsa politicienii. Au egoismul lor, vor tot timpul să transforme arta în propagandă. Toți vor asta. Și mai ales în țările din Est, unde resursele vechiului regim totalitar comunist sunt încă puternice. Comunismul a fost foarte priceput la a transforma arta în instrument propagandistic. Arta, oamenii de cultură, oamenii liberi în general, pentru că ei sunt antrenorii libertății. Oamenii care cântă, care gândesc, care pictează, care filmează într-un anume fel. Deci oamenii care se ocupă cu lucruri de doi bani, cum zicea Ceaușescu, care nu produc. Produc libertate și stare prin cultură, starea de ființă liberă. Ori asta este lucru care mă îngrijorează după 24 de ani. Această scăderea și degradarea stării de ființa care să valorizeze, să fie alături de principii și valori. Oricât ar prea de predică ce zic acum, cred în lucrurile astea și trebuie să le percepem ca fiind niște lucruri fundamentale pentru viața noastră. Sigur că e greu, că am și eu senzația că de multe ori vorbim și ținem predici de oameni deja care am îmbătrânit așa și viața e altfel. Nu știu cum ar putea să fie. Nu știu. Să dea Dumnezeu să poată fi altfel, dar să fie totuși, să mă lasă și pe mine cu obsesiile mele și pe alții, cu fiecare cu ale lui. Și atunci ar fi bine dacă am putea să prezervăm asta. Dar mă tem că nu se poate așa. Mă tem că cei care cred că numai ei au dreptate vor să o impună și celorlalți. Fie dinspre dreapta, fie dinspre tânga, fie dinspre sfânta credință în Dumnezeu, fie dinspre sfânta credință în veșnicia materiei, cum se zicea pe vremuri. Toate lucrurile astea amenință starea de ființă liberă, care e atât de precară. Există la Adam Michnic un eseu excepțional, l-aș preda în toate școlile din România în vremea de liceu, despre starea gri a democrației. Democrația este plicticoasă, este mic burgheză, este lipsită de anvergură, este lucru care pare fără, ca personajele lui Cehov, zice foarte frumos Adam Michnic. Și din cauza asta este extrem de nevalorizatoare. Cât de frumos e eroul excepțional al lui Goebbels, nu? Cât de frumoasă este starea de ființă care învinge în război, în viziunea ideologiei staliniste, nu?
muncitori. Cât de frumoasă este mântuirea, nu? În democrație nu există termen, există un fel de raționalism, în orice fii rațional. Dacă nu-ți place cum hăhăie cu tare președinte, uite-te la ce dracului zice. Pe vremuri, în 1996, mă amintesc, cum reforma statului firavă pe care a încercat-o Convenția Democratică s-a izbit un argument de banc fizic. Ce ne spune nouă țapul ăsta ce să facem? Se refereau la Emil Constantinescu. Deci acest tip de gândire excepționalistă este foarte periculoasă și duce întotdeauna spre totalitarism. Tinerii se satură, ia mai lăsați-mă în pace cu democrațiile astea ale voastre, nu știu ce. Și simt nevoia să trăiască vivere periculozamente, ziceau tinerii din mișcarea anilor 1912-15 italiană, care au dus la fascism. I-au construit fascismul. După cum avangarda, mare avangardă, excepțională avangardă, mulți dintre ei au sfârșit în mișcările comuniste. Pentru că li se părea burghezia ceva atât de plicticos, cu domnii ăștia aranjați și cu care ne enervează și ne plictisesc. Ori lucrurile astea trebuie spus că în ele există un pericol. Există un pericol și trebuie asta să-l administrăm bine, pentru că victima cade starea de mijloc, starea de care vorbeam înainte, și anume să nu fie nici foarte, foarte, nici prea, prea. Asta e democrația. Și din cauza asta pare o miză prea mică pentru mulți. Societatea era extrem de atomizată, asta e lucru pe care sociologii îl spun și toți istoricii sistemelor totalitare spun. Întotdeauna, în totalitarism, omul trebuie izolat și nu trebuie să se poată solidariza. Nu trebuie să fie împreună despre același lucru, cum s-ar zice, sau să militeze despre același lucru. Din cauza asta nu era cu putință de gândit ONG-uri. Din cauza asta, cenacrurile scriitorice sau studențești erau extrem de urmărite. Ansamblurile de teatru erau urmărite, corurile, tot ceea ce presupunea adunarea într-olalta oamenilor. Bisericile erau periculoase, mai ales. Și oamenii se întâlneau foarte rar în momente care să trăiască împreună, să tacă împreună despre același lucru, ca o definiție aproape mistică a solidarității. Doi oameni pe bancă să stea împreună, să tacă despre același lucru. Denumirea și a iubirii poate să fie, și a solidarității, și a credinței în Dumnezeu, și a credinței în univers, în orice. Ori lucrurile astea nu erau cu putință. Nu erau cu putință pentru că în felul ăsta a existat. Sau erau cu putință, dar manipulate. Și acolo nu mai era solidaritate. Când Ceaușescu ne aduna pe toți, cu copiii, noi eram profesori, tine, trebuia să-i aducem pe copii îmbrăcați cu, îmi aduc aminte, grotescul vizitei de deschiderea anului școlar la Timișoara, chiar înaintea Revoluției. Și chiar aici, în 89, în septembrie, 15 septembrie, cu câteva luni înainte de Revoluție, au venit aici el și ea, da? Primii oameni ai României, că toți erau al doilea, toți erau după, nu? Și trebuia să venim cu copiii de la școli, mii de copii să fie filmați din elicopter. Și din elicopter trebuia ei să apară un tricolor, chestii nord-coreene. Și trebuia să le-am cerut, băi, am fost atât de umilit de chestiile astea prin pionieri. Noi, mai ales că noi eram la marginea Timișoarei, în Fratelia, aveam copii țigani, gabori, deci eram un colectiv de profesori foarte ca lume, eram tineri toți acolo, dar aveam niște elevi amărășteni din ăștea, săraci, groaznici, mă. Și le-am cerut să vină cu cămăși, mă, de acasă, nu? Că partidul le cere să ne dea cămăși și acele cămăși trebuia să le luăm de la copii și le vopseam roșu, galben și albastru, mă, cămășile lor. Și eu trebuie să ducem mormane de cămăși la inspectoratul școlar. Și știu că fiecare intram acolo și era un domn foarte important, așa, un tovarăș, care avea liste și spunea, de la ce școală ești? Am și scris despre asta până anii 90. De la ce școală sunteți? Școala 15. Câte cămăși ați adus? 30 de aia, 40 de aia, 40 de aia. Gata, mergem și urmează să fie, erau duse și vopsite. Și am întrebat după aia pe domnul ăla, mai mă simțeam atât de umilit de tot ce se întâmplă, dar zic, cu cămăștile astea ce facem, domnul, că nu vorbeam cu tovarășul cu ei. Zic, domnul inspector, dar cu cămăștile astea unde, le mai primesc copiii ăștia înapoi?
Și uite la mine că l-au întâmplit, zice, dar dumneata n-ai fost prelucrat? O să vină fiecare în funcție de unde va fi locul să-și ia cămașa la culoare care se potrivește. Dar zic, e cămașa lui aia, nu? Nu-i mai a lui, cum să fie a lui? Fiecare primește culoarea la cămașa. Deci grozăvii de felul ăsta, aberații. Asta nu era niciun fel de comunitate, era o formă de batjocorire a individului. Ori comunități nu se puteau crea decât pe stadioane, mă aduc aminte, a fost așa un meci extraordinar în Champions League de atunci, așa cu Poli, și a fost, cred că, 60.000 de oameni, cum se a făcut un egal, așa, și ne-a dat lacrimi, că am văzut 60.000 de oameni, că trăiau împreună un vis măreț, așa, o bucurie, ceva, era un, o poartă dinspre lumea liberă, fotbalul, atunci era singurul loc în care ne întâlneam oamenii. Și trăiam împreună despre același lucru. Și am mai venit Revoluția, care a fost o experiență uluitoare, mistică aproape, pentru că am trecut de la starea de individ la starea de comunitate. De la colectivitate și de la număr la individ am trecut. De la oameni fără chip la oameni cu chip. Și asta s-a petrecut pe străduța aceea unde era pastorul ăla. Și cum ne uitam unii la alții speriați, așa, nu știam, mai era începutul solidarității. Și ne uitam și ne era frică și treptat, așa, a început frica să se topească în două, trei zile. 15 decembrie 89, după a doua zi, în 16 decembrie. Și momentul începutului lumii noi a fost acel moment al logosului spermaticos, cum zic teologii, când am strigat jos Ceaușescu. A striga într-o lume care e obișnuită să tacă 40 de ani sau a fost eliberarea. Prin, într-adevăr, cuvântul este esențial. Nu mai pricepem asta astăzi, că putem ieși pe stradă să strigăm ce vrem. Dar a striga atunci jos Ceaușescu era o nebunie frumoasă. Era starea extraordinară de exaltare a ființei libere care strigă ceea ce striga numai ea. Striga în fiecare clipă a vieții noastre pe stradă, la cozi, la benzină, la umilința de a cumpăra hârtie igienică, la faptul că nu găseam pastă de dinți. Nu strigam jos Ceaușescu în interiorul nostru, că ne umilea Domnul ăsta. Și faptul că am strigat tare și că și alții s-au alăturat în acest strigăt, a fost începutul mistic al solidarității în țara asta. Și în toate țările care au trăit în dictatură. Alea sunt momente care nu se uită, sunt momente solare, sunt... Dacă pare bine că m-am născut în vremea asta, este că am putut atunci să fiu și eu aveam 33 de ani. Eram în Camino del Nostra Vita, cum zice Dante. În zilele de acum au existat un moment foarte frumos care mi-a plăcut, că dacă vorbim tot în ideea asta a solidarităților, solidarităților civice și care își doresc ceva și izbândesc. A fost toată mișcarea asta frumoasă de la București, în primul rând, a, cum zic ăștia, hipsterilor, a celor care au unit Salvăm. S-a fost foarte frumoasă mișcarea, mi-a plăcut, a fost un moment de demnitate tânără și mi-a arătat că nu e chiar așa, că tinerii nu sunt... cum spuneam prima dată, atât de... și că se pot uni în jurul unor idei frumoase. Salvarea munților. Eu am copilărit în Munții Zarandului, sunt de acolo, din zonă, și ar fi fost îngrozitor dacă ne-ar fi măcinat 4 munți în frumusețile alea de acolo. Pentru niște ce? Pentru un fel de capitalism primitiv, că și aici trebuie să avem o despărțire de capitalism ăsta de jaf. Și capitalismul de stat, de tip chino-sovietic sau cel de tip, în sfârșit, speculativ, fără moral în el. A fost un moment frumos de tip de solidaritate care a și izbândit. Am înțeles că în instanțe lucrurile se dreaptă spre un drum bun și că s-ar putea să salvăm acolo munții. Asta a fost un lucru de solidaritate care, în sfârșit, m-a îmbărbătat într-un fel și mi-a plăcut. Și acolo am simțit din nou că libertatea reapare în țară. Și eu sper că aceste lucruri, printr-un antrenament al
Clasa politică are grijă ceas de ceas și clipă de clipă totuși să producă acest antrenament al rezistenței împotriva prostiei și a dorinței lor de a controla cât mai mult din societate. Va trebui în perspectivă să ne apărăm libertățile, am impresia. Și cred că totuși tinerii nu se vor lăsa, în primul rând ei, nu se vor lăsa călcați în picioare de orgolele abuzive a oricărui ar fi în fruntea țării astea. Ei, totuși au trecut niște ani, sunt acolo niște superbi morți care au un rost și un rol. Eu am trăit, i-am văzut murind departe de mine, i-am văzut și tărându-i pe caldărâm și ducându-i la... De i-au ars noaptea și asta, și mă amintesc cum am văzut, am locuit chiar în centru, am avut locuința în centrul lângă catedrală, la etajul 6. Și am văzut noaptea de duminică, când au tras în 17 decembrie, și au venit cu camioane și au încărcat morții dintre operă și catedrală. Și am văzut cum îi cărau așa de picioare și duceau și aruncau unii peste alții acolo. Ori sunt momente de mare... de mare crucificare națională aia a fost. Ori eu sper că totuși astea să dea roade tot timpul, să nu se mai ajungă la așa ceva, să nu mai cădem în barbariile astea, ca să trebuiască de nou să ne recâștigăm libertatea cu prețul cadavrelor lor de tineri. E groaznic ce s-a întâmplat ca să fim liberi. Și cât de ușor a fost să-și câștige libertatea celelalte țări, cehii, polonezii, ungurii, până și bulgarii, numai la noi au trebuit să moară ăștia ca să fim din nou ființe libere. Ori lucruri de felul ăsta cred că totuși am un optimism. Tot timpul l-am avut și așa sunt o ființă mai degrabă optimistă decât altfel. Și cred că chiar dacă sunt îngropați în mormane de coroane veștejite și de ritualuri plicticoase, gestul ăsta al sacrificiului lor extraordinar, suprem, unic, nu? Iată familia asta teribilă pe care o cunosc, care a fost împușcată aici la băile Neptun, spre partea asta, spre Piața Traian. Erau un prieten de-al meu cu soția lângă el, în primele rânduri acolo strigau, exact lucrul de care v-am povestit, povestea aia frumoasă cu jos Ceaușescu. Și a simțit că cum o ținea pe soție alături, a simțit cum mi se frâng picioarele așa și a văzut că e împușcată mai și a luat un și a dus și a venit un taximetrist, au fost minunați taximetriști atunci, și ăștia de la ambulanță. Și a dus-o la spitalul județean și pe drum a murit. Deci sunt momente de mare istorie, de mare temere spirituală până la urmă. Dacă ne batem joc de astea, atunci merităm să fim robi. Poruncile au venit pe canalele astea să închidă catedrala. Eu am fost marți de dimineață la catedrală, am venit de la socri, că am dus copiii, că erau mici. Și eu stând aici în centru să trăgeau și am plecat cu ei lunea. Că băiețelul avea un an, nu puteam să și fata 4. Și am dus la socri și m-am întors, că n-am putut să stau prea mult. Eu am fost tot timpul în primele rânduri acolo, de exaltare și de bucurie și de spaime și de toate amestecate. Și dimineața au închis catedrala, mai așa ceva, asta este atât de devastator, pentru că o catedrală nu se închide ziua niciodată, oriunde, unde există catedrale mitropolitane și bazilici și astea. Nu? Au ținut slujba de utrenie de dimineață, m-am dus să mă rog ca să ne scape Dumnezeu de tiran. Eram 4 oameni în catedrală, că toată lumea se temea să mai circulă până în oraș. Și după aia preoții, am asistat la asta, am ieșit și am văzut cum s-a uitat în dreapta, în stânga, cum ori închis, ori pleca rușinat, ori închis ușile catedrale, dimineața la 9. Deci au fost momente de felul ăsta, au închis și în timp ce
Au tras, eu n-am văzut luni, că am fost plecat luni seara, când au împușcat tine, copiii aia. Au tras cu taburile, mă, niște copii. Erau copii de 10 ani acolo, care cu un steagăr apărut, cu gaură. Și au tras ăștia nenorociții din tabur și au împușcat. Ăsta, Chițac, mă rog, ei au fost condamnați și Atanasie Stănculescu. Dar Chițac mai ales, în sfârșit, ăla l-a luat Dumnezeu. Dar asta au făcut, au tras, mă, pentru fleacuri și au omorât oameni pe degeaba. Ordinul de închidere a venit pe filiera securității din interiorul mitropoliei, deci cei care erau cu comanda securității acolo. Ilie Sârbu, care era ofițer al securității în cadrul mitropoliei, asta e clar, și care acum este socrul primul ministru, cine e altcineva, că doar îl știe, o țară întreagă, nu? Eu conduc țara, în sfârșit. Asta este un adevăr pe care nu mi-l poate închide socrul gura la așa ceva, numai dacă, sigur, apucăm din nou să intrăm în vechea poveste, dar nu cred că se mai poate întâmpla așa ceva. Dar, în sfârșit, ăsta este un adevăr știu de toți timișorenii și de toată lumea care vrea să-l afle. A fost ofițer de securitate în cadrul mitropoliei. Da, eu o spun în calitatea mea de mirean ortodox, eu nu am asta, dar n-am avut anvergură și curaj. Despre preoție există o lucrare, o predică a acestui mare teolog. Despre preoție, în care zice celui care îi se dă mult, mult îi se și cere în fața lui Dumnezeu. Ori n-au fost pe măsura statutului sacerdotal. Din păcate, mă amintesc asta pentru că am fost acolo și am început la un moment dat să țip exaltat în 20 așa. Când au ieșit și ăsta, cu încă vreo 2-3 acolo și le-am cerut, că am zis că vrem să fac un parastas pentru morți. Trecuseră 3-4 zile, eram nebuni, umblam cu steagurile după noi așa și au fost momente extraordinare. Sunt mândru că am participat la asta, după cum sunt mândru că n-am primit niciodată nimic contra acestui lucru. N-am niciun fel de diplome de la Iliescu, n-am intrat și n-am pus bodul, cum se zice, la toate mârșăviile prin care au maculat acea stare superbă a Revoluției. Că și-au bătut joc de cât au putut ca să o demonetizeze, să o desacralizeze, să o distrugă total, toate stările alea frumoase să le arunce în derizoriu. Cumpărând lideri de ăștia cu tot felul de... Și mulți dintre ei văd acum, sunt niște amărâți, pentru că toți securiștii au ajuns bogați. Sunt niște amărâți care cerșesc bani de la capitaliștii proveniți din rândurile fostului aparat de partid. Este de o tristețe tot destinul ăsta, de fapt, a revoluționarilor autentici, că mulți sunt nebuni. Vreo 2-3 știu, păi îi văd, umblă până, caută până tomberoane. Știu, au fost acolo oameni de un curaj extraordinar. Și mă și văd așa cum sunt niște rătăciți ai orașului. Sunt mulți de felul ăsta. Sunt părinții care s-au prăpădit de durere, nu? Familia Tașcău, lui Remus Tașcău, oameni simpli, există niște înregistrări la TVR din 95, la Sahia, era un studio de film Sahia, e filmat bătrânul Tașcău, măi. Băiatul a fost împușcat în picior și dus de taximetriști la spital și de acolo l-a găsit mort împușcat în cap, se pare că a fost împușcat în spital în cap, în timp ce era rănit acolo și dus și apare în registru, pentru că nu l-am mai găsit, l-au ars. Dar apare acolo cazul decesului în pușcătură în cap. Aberant, băiatul a fost dus de prietenii lui, era împușcat în pulpa piciorului. Deci l-au împușcat rănit și în spital. Deci au fost niște lucruri de felul ăsta extrem de tragice, de dramatice, de tenebroase chiar. Sunt momente, trebuie să fie momente de bucurie spirituală a unei națiuni, care își regăsește demnitatea. Pentru că noi ne simțeam îngrozitor de umiliți ca popor. Mă. Toate popoarele s-au ridicat în decembrie, deja toți erau ridicați, inclusiv bulgarii. Și trebuia, era inclusiv Jivkov își deduse asta. Și am spus, noi nu scăpăm de pantofarul ăsta, rămânem cu el pe cap și ne facem de râsul istoriei europene.
fost un moment de cumpănă extraordinar și trebuie să fim mândri și bucuroși de ce, chiar dacă s-au întâmplat grozăviile, chiar cu prețul lor. Faptul că am avut momentele astea de demnitate și în Timișoara și Bucureștiu și Clujul, mă, cu băiatul ăla împușcat acolo, pictorul ăla, mai s-o dezbrăca și l-a împușcat și filmat. A spus, nu mai vreau să trăiesc aici, am împușcat. Și l-a împușcat, l-a omorât pe stradă. În momente de, într-un fel ar trebui să fie de bucuria învierii. E o, a învierii spirituale, a învierii de demnitate, de morală. Frumoasă, a fost o revoluție frumoasă în România. Într-un fel, frumoasă, în ciuda aspectelor ei îngrozitoare. Dar ne-am plătit dreptul de a fi liberi, cum n-a făcut-o nimeni. De la Revoluția franceză. În anii 80, astăzi nu mai sunt în funcțiune și erau idolatrizate așa. Spre exemplu, videoplayere nu mai există astăzi. Era la vremea de atunci un adevărat comerț al lor și aveai statusul social, cam cum e astăzi dacă avea un BMW, nu? Era același lucru, sau nu mai spun cei care filmau. Și aveau, au apărut și aparate de filmat mari, greoaie, așa, care veneau din Occident, prin canale speciale și toți care aveau așa ceva. Erau niște fericiți ai soartei, așa, he? Și acolo astea ne întâlneam la în anumite apartamente și vedeam filme de artă, așa, și era o atmosferă extraordinară și îmi aduc aminte ce ferie, că am avut și eu nefericirea, în ghilimele, să am cumnatul bucureștean, altfel, căsătorit cu sora lui, soția mea, plecat din 79 în Germania, așa că ne-au trimis un videoplayer din ăsta. Nu videoplayer, aveam din ăla și cu înregistrări puteam să facem, ceea ce era ușor inutil, că de la televizor n-aveai ce înregistra, că nu prea se putea. Doar dacă luai de la alte casete, erau casete mari, așa, în care, mă rog, cu bandă magnetică. Și știu că acolo am văzut filme grozave, extraordinare, așa. Și plus că am mai avut alt obiect care astăzi există, dar care atunci părea tot așa venit dintr-o lume extraterestră, supra-civilizată și ultra-tehnologizată, și anume antenele parabolice, păreau așa OZN-uri ciudate, așa, și cei care aveau pe casă așa ceva, stârneau tot așa un fel de admirație sfioasă, așa, ne uitam ca la niște posesori de Porsche astăzi, așa, cu un anumit tip, uite la ăsta, mă, ce, fii atent la burghezul ăsta ce are antenă parabolică. Deci, sigur că sunt obiecte. Pot să mă aduc, când eram și mai mic, așa, la vreme de clasa 8 am primit, tot în Occident am primit un frumos batic cu Beatles. Fiecare parte a lui era așa, unul din Beatles, așa, și de asemenea, blugi am primit tot din astea, că aveam niște rude. Eram arătos și frângeam inimile colegilor. Le ziceau acelor întâlniri, reuniuni, le ziceam, în care dansam acolo și eram mari boieri ai lumii libere. Nu spun că toate astea mai erau agrementate și cu țigări, așa, și ele venite, BT era, nu? Țigări bulgărești. Că nu puteam totuși să ne permitem, că erau foarte scumpe chenturi. Asta era apanajul aparatului de partid și al securității. Noi aveam totuși aceste lucruri pe care în liceu le mai și obișnuiam să le mai și fumăm, așa cum. S-a intrat într-un fel de dialog pozitiv cu blugii și cu, nu? Trebuia.